să fi schimbat astăzi istoria? Cum vă simțiți din această poziție? Suntem foarte fericiți, eliberați, eliberați. E foarte mult am sperat să fie o decizie pozitivă. Existau multe argumente pentru care trebuia să fie o decizie pozitivă. Totuși, sunt tot felul de considerente. Suntem foarte fericiți că există, iată, prima decizie în cazul nostru, care a început în 2012, practic, când am fost la Consulatul României din Bruxelles pentru a transcrie certificatul de căsătorie belgian și am primit o decizie negativă. Vă implicați în activismul LGBT local, cum ar fi recunoașterea parteneriatului civil? Nu m-am implicat. Există mai multe organizații în România care fac acest lucru. În Clay și cu mine vorbim numai despre cazul nostru. Nu știu dacă este potrivit ca noi care trăim la New York să avem un militantism activ pentru alte chestiuni în România. Sigur, sunt cetățean român, sunt activ, votez în toate alegerile. Cazul nostru vă ducem până la capăt, realizăm implicațiile acestui caz. Noi suntem însă un cuplu căsătorit, noi nu putem fi altfel decât un cuplu căsătorit. Deci în cazul în care sperăm să se adopte o lege privind parteneriatul civil, aceasta va ajuta la recunoașterea statutului nostru existent. Dacă decizia CCR va fi favorabilă, vă gândiți să veniți în România? Sigur, noi de la asta am plecat. România era una din variantele la care ne gândeam. Rămâne țara mea. Prin aceste demersuri vrem să poată fi și țara lui Clay. Cât de repede se va întâmpla lucrul ăsta și cum putem stabili numai după ce încheiem acest litigiu și avem hotărâri definitive. Și după aia vom planifica, sigur. Ce veți face dacă decizia CCR nu va fi favorabilă? Dacă decizia CCR nu este favorabilă, după câte înțeleg eu, trebuie respectată măcar decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Deci înțeleg că dreptul de a intra în România și de a avea o reședință în România pentru Clay va fi respectat, pentru că decizia este obligatorie. Sigur, noi de la instanțele românești, inclusiv Curtea Constituțională, avem o așteptare logică de recunoaștere a vieții complexe de familie pe care avem, la fel ca alte cupluri. Și personal am multă speranță în Curtea Constituțională, pentru că mă gândesc că dacă voia o decizie negativă, ar fi luat-o din 2016. Vă gândiți să adoptați? Un copil? Nu. Nu ne-am gândit să adoptăm un copil. De ce? Pot să întreb de ce? Sau e prea personală întrebarea? Nu, adică... deja viața noastră nu mai este personală. Personală. Am vorbit despre asta, dar avem deja 46 de ani. Cred că ar trebui să facem deja. Okay. Un mesaj pentru cuplurile din România? Formate... cuplurile gay din România? Mesajul este că Clay și cu mine suntem doi oameni obișnuiți care nu au acceptat un răspuns negativ din partea autorităților României. Și sper să fac același lucru în situația pe care nu le doresc, în cazul în care se întâmplă același lucru.